s-a lovit într-o zi geroasă de decembrie la amiază. Pământul a tremurat sub picioare, s-a zvârcolit, a vuit prelung cu un urlet care îți răscolea sufletul și a smuls o coastă a lui Manișcar, a zvârlind-o în prăpastie, cu tot cu case. Capiton și-a dus fica cea mică în vale, la niște rude îndepărtate. Ea s-a întors la Maran după 7 ani lungi cu mașina de poștă. Cel mai tare doare că locurile dragi mor, exact în ziua în care le părăsim. Pentru un timp sau pentru totdeauna. Ele se închid cu toate zăvoarele, se umplu de praf și cenușă, se transformă într-o iluzie, într-o nălucire. Dăm fuga înapoi, fiice și fii rătăcitori, sărind și țopăind cu inima gonind nebunește, acolo unde nu mai e nimeni, de mult. Ne-a luat prea mult să creștem, ne-a luat prea mult să alegem grâul de nevină. Cel mai tare doare că nu poți să-i îmbrățișezi pe cei care n-au mai putut să te aștepte. Întoarsă acasă, Anatolia a făcut ordine în gospodărie. Duminica, în zorii zilei, se ducea la cimitir, apoi la capelă, să-și pomenească rudele. În anii în care lipsise ea, cimitirul se dublase. Anatolia, să n-ai parte de fericire, Vosche! Piatră, citind numele dăltuite pe ele. Vosche, Capiton, Tate Vic, familia ei. Vineri, imediat după amiază, când soarele trecând de zenit se rostogolea ceremonios spre marginea de apus a văii, sevoianța Anatolia s-a întins să moară. A scos din șifonier veșmintea de mormântare, o rochie simplă de lână cu guleraș alb de dantelă, un șorț lung cu buzunarele brodate cu fir de mătase, șosete împletite, toată viața înghețase rădicioarele, lenjerie de corp spălată și călcată cu grijă, un plic cu bani, precum și mătănile cu cruciuliță de argint ale străbunicii. Iasaman avea să știe să îi le pună în mână. De ce să plângi? Dacă nu poți să schimbi ceea ce ți este scris. Fiecare cu moartea lui. Tu mare meșter la fierărit. Dar în gospodărie ești ca un copil mic. E deșteaptă, citită. Ce are nevoie de un prost ca mine? Singurătatea e grea. Mărită-te, Anatolia. Șlapcanț! Șalvar, șalvar! E târziu, n-are rost. Ce-am văzut eu bun la un soț? Ca să găsesc ceva și mai bun de la altul. Cu exact un an și o lună în urmă, vineri, imediat după amiază, când soarele trecând de zenit se rostogolea ceremonios spre marginea de apus a văii, sevoianța Anatolia s-a întins să moară, fără să știe ce multe minuni o așteptau. Nici vorbă. Și noaptea o să facă vrăji, ocrutindu-i fericirea, și va rostogoli în palmele răcoroase 3 mere, pe care apoi, cum se spunea în poveștile maranenilor, le va arunca din cer pe pământ. Wow, hai să facem, nici mic. Hai, băi, ajung! Filmezi în continuare. Artei.